Criza incredibilă prin care trece campioana pare fără sfârșit. Astra a luat bătaie de la nou promovata Gazmetan Media și într-un meci jucat pe Cluj Arena. Lukaku a marcat ambele goluri ale gaziștilor într-un interval de nici 10 minute, 71 și 79. Astra rămâne cu o singură victorie în Liga 1 și ocupă antepenultimul loc al clasamentului cu 5 puncte după 8 etape. De câteva săptămâni, Astra s-a mutat de la Giurgiu, unde gazonul e impracticabil. Meciul cu Austria-Viena s-a jucat pe Național Arena, iar cel cu Gazmetan la Cluj, unde chiria e mai mică de 3 ori decât în capitală. 7.500 de euro plus TVA îi costă pe giurgiuveni un meci pe Cluj Arena, unde vor rămâne foarte probabil și pentru următoarele partide, cel puțin din Europa League. Din păcate, nici cu Austria la București, nici cu Gazmetan la Cluj, Astra n-a prea avut mulți fani.